deci mare aș vrea să mă fac ITist. Vreau să devin pilot. Informatician. Vreau să mă fac avocat. Vreau să mă fac ITist. Când o să fiu mare, vreau să mă fac medic. Educația este deosebit de importantă, deoarece furnizează elevilor informații vaste și sistematizate, formează valori, dezvoltă caractere, tonifică voința, dezvoltă talente, abilități. Tehnologia este foarte importantă. Aceasta le va ajuta foarte mult în momentul în care ei trebuie să se angajeze, să-și găsească un loc de muncă pe piața forței de muncă. Utilizarea tehnologiei la clasă este necesară pentru că ne obligă să evoluăm. Tehnologia evoluează continuu, oamenii riscă să rămână în urma ei și atunci trebuie să modificăm ce transmitem copiilor și cum transmitem, iar copiii vin parcă gata născuți pentru noua tehnologie. În momentul ăsta avem copii digitali. Clasa viitorului este un proiect pilot care a fost inaugurat în 8 mai 2014, având ca parteneri Ministerul Educației Naționale și compania Google. Am realizat multe lecții în Clasa Viitorului, am implicat în proiect încă de la început, am utilizat la lecții, cred că majoritatea aplicațiilor Google. Ele oferă o altă perspectivă a lecției, o libertate în gândire, o libertate de a-mi proiecta lecțiile, de a le prezenta elevilor. Las o portiță deschisă și pentru ei să vină cu ceva nou, să-și aducă contribuția la lecție. Din punctul meu de vedere, tehnologia este importantă pentru că aflăm mai multe informații mai repede, le putem distribui prietenilor. Astăzi am avut o activitate la Clasa Viitorului și am folosit Google Slides, Google Docs și a fost o experiență uimitoare. Incluzând tehnologia în procesul de predare-învățare, îi facem pe copii să iubească matematica, eu fiind profesor de matematică, îi facem să lucreze în grup, să comunice între ei. Profesorul devine astfel un coordonator, un verificator al rezultatelor. Scopul nostru e până la urmă să îmbunătățim rezultatele elevilor. Astăzi am predat lecția O scrisoare pierdută, în cadrul cărei am folosit mijloacele tehnologiei oferite de Google. Am folosit Chromebook-urile și Gmail-ul, Drive, Forms, Google Maps. Laboratorul Clasa Viitorului este dotat cu 30 de Chromebook-uri și cu o tablă inteligentă. Ea este utilizată în egală măsură, atât de preșcolari, de elevii din nivelul primar, gimnazial și liceal. Personal îmi plac orele în care profesorul implică și tehnologie la oră, deoarece te atrage mai mult. De când am implementat acest proiect, au trecut aproximativ 2 ani, timp în care am desfășurat activități importante în cadrul proiectului, precum și alte proiecte motivante și atractive pentru elevi, cum ar fi Computer Science for High School, Campionii Predării și Învățării, proiecte derulate la nivel european în cadrul firmelor de exercițiu, precum idee bazată pe societatea cunoașterii, și proiectul trăiește de nota 10. Am câștigat foarte multe premii utilizând aceste aplicații și chiar le trece. Avem olimpici în liceu. Sunt olimpic la informatică și îmi place informatica pentru că este materie ușoară și utilă. Mai avem olimpici la matematică, la fizică, la limba spaniolă. Am avut foarte multe ore la Clasa Viitorului. De exemplu, ora de spaniolă. Noi avem profesor venit din Spania, care nu vorbește deloc română. Și majoritatea orelor le facem aici. Vizionăm filmulețe pe YouTube. No, pues, la preparación de la lengua española, como cualquier otra lengua, necesita lógicamente bastante de la nueva tecnología sin olvidar un poco tradicional también de la lengua. Consider că este foarte importantă utilizarea tehnologiei la clasă,
Elevii noștri sunt cumva născuți într-o era a tehnologiei. Sunt copii care încă din primii ani se joacă pe smartphone, pe calculator. Și atunci dacă noi venim cu programă încărcată, aridă, nu facem decât să îi respingem. Cred că dintr-o oră la clasa viitorului poți capta fiecare moment în parte. Mi se pare că fac parte din acea oră și nu doar privesc și ascult ce zice profesorul.